Soții Rapotan sunt cunoscuți drept regii materialelor de construcții. Ei dețin cea mai profitabilă firmă de gen din România, o companie a cărei cifră de afaceri este de peste 500 de milioane de euro anual și care i-a transformat în cei mai bogați gălățeni. Recent însă a apărut că imperiul clădit de familia Rapotan se năruie, la fel ca și mariajul acestora. Milionarul a fost cel care a intentat divorțul pe data de 11 septembrie. Dosarul a fost înregistrat la judecătoria sectorului 1 București cu numărul 43.290/299 din 2012. Luni însă, pe 15 octombrie, când urma să fie cel de-al doilea termen, Cezar Rapotan a anunțat instanța că s-a răzgândit și renunță la judecată. Omul de afaceri și-a transmis decizia prin intermediul avocatului, el fiind plecat în Italia. Tot avocatul a înștiințat-o și pe soție de neașteptata turnură a evenimentelor. Motivul care l-a determinat pe milionar să deschidă divorțul rămâne necunoscut. Cert este că Cezar Rapotan a fost atât de furios încât ceruse instanței ca soția nici să nu-i mai poarte numele și să revină la cel avut înainte de căsătorie. Acum se pare însă că cei doi au revenit la sentimente mai bune.